Alături de mine este Alex, sufletul locului numit Chircanaua Venus, locul unde se mănâncă cel mai bine din sudul litoralului. Și spun asta după ce m-am convins pe propria piele, sau mai bine zis pe propriul stomac, venind de mai multe ori aici, calitate de client, și descoperind tot felul de feluri bune de mâncare, mai ales desertul și orice este din pește este absolut delicios la Chircanaua Venus. Și așa că am vrut să aflu mai multe despre acest loc și povestea din spatele lui. Salut, Alex! Salut! Mulțumesc mult că ai acceptat interviul. Eu îți mulțumesc că ai venit aici și ne-ați... Cum s-a născut Chircanaua Venus? Cu foarte multă muncă. Am început... Mai știți când ați început? Acum 10 ani de zile. Acum 10 ani și am încercat să facem de toate, să împăcăm pe toată lumea. Și pomana porcului și absolut orice, mai puțin pizza. Am ajuns chiar la... pizza nu aveți, nu? Nu, pizza nu. E singurul pe care pizza nu aveți. Pizza și mici, asta nu găsim, în rest găsim de toate. Am ajuns la varianta de a face Chircana, pentru că este păcat de Marea Neagră care o avem aproape, este păcat de lacul care, pe care suntem. Practic peștele în fiecare zi, la în fiecare. La noi generoase. Totul se face pe loc. Asta este un lucru pe care trebuie să-l știe lumea, pentru că nu se întâmplă nicăieri pe litoral treaba asta. De asta cerem să aibă toată lumea răbdare la masă. Sunt foarte mulți cei care se sperie de un asemenea loc, care avea prețuri exact. Mari, mai ales care exact. Arată foarte prețurile bine. Prețurile sunt la fel ca la orice restaurant, ca la o autoservire, ca la orice. Absolut de firesc, normal. Și voi, practic, o întrebare normală, de unde câștigați? Dacă prețurile sunt decente, dacă mâncarea e făcută cum ar trebui să fie? Da, pe litoral, prin foarte multă muncă. Și prin voi clienți, prin mulțumirile voastre. Mulțumim mult de tot. Ce ar trebui să încerce cineva care vine la Chircanaua Venus? Care este, de fapt, mâncarea ta preferată aici? Nu poate fi o mâncare preferată sau o specialitate a bucătarului, pentru că toată lumea întreabă de specialitatea bucătarului. Totul se face pe loc și totul este proaspăt. Icre, zacuscă de pește, pește marinat, hamsie, care e prinsă de aici din mare, scrumbie, care o facem tot noi marinată. Supele care le facem totul pe loc, supa de midi, calcan, morun care îl prindem proaspăt. Apropo de midi, aveți o supă excelentă făcută din midi. Ați gustat-o, nu? Da, și mai aveți un soi de tocăniță de midi sau cum este, cu orez, nu mă prins. Midi cu legume și orez, da. Sunt cu legume, se călesc la tigaie și cu un orez lângă, orez sârpesc. Foarte bune, extraordinar. Rețetele voastre proprii? Bineînțeles. Toate rețetele sunt ale noastre. De cât timp lucrează bucătarul vostru aici? De la început. De la început. Da. Deci suntem practic o familie aici. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.